fondurile pe care guvernul le investește în județul Bihor, fonduri pe care le dorulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale în jur de 150 de milioane de euro, Ministerul Transporturilor în jur de 110 milioane de euro și, la sfârșit, mai mic, dar important, 5 milioane de euro pentru întreprinderi mici și mijlocii prin portofoliul domnului Jeanu. Practic, avem în acest moment aproape un sfert de miliard de euro programe guvernamentale, fonduri europene, pe care le avem în derulare în județul Bihor. Este extrem de important să continuăm aceste investiții, pentru că Bihorul este una din porțile de intrare din vest în România și sunt proiecte care au fost pornite în urmă cu mulți ani, care s-au blocat în perioada de criză 2009-2012 și pe care le-am repornit. Din acest punct de vedere, pe zona de infrastructură, pe zona de dezvoltare regională, pe zona de sprijin pentru mediul de afaceri și întreprinderi mici și mijlocii, repet, un sfert de miliard de euro, bani care trebuie cheltuiți în județul Bihor și care asigură continuarea dezvoltării județului. În plus, vreau să precizez că am fost înainte de această conferință de presă, am vizitat o universitate confesională, Universitatea Emanuel, de aici, din Oradea, dar am salutat toată comunitatea universitară și academică din Oradea, cu două mesaje foarte, foarte clare, pe care vreau să le dau tot timpul, ca prim-ministru, ca reprezentant al statului român, și anume faptul că în educație investim și trebuie să investim în continuare, bazându-ne însă în special în zona universitară, pe autonomie universitară. Și în al doilea rând, că toate tipurile de educație, și cel public și cel confesional, sunt tratate egal și toate își aduc aportul la dezvoltarea sistemului de educație și practic la creșterea noilor generații de tineri care urmează să termine școlile, liceele și universitățile. Practic, mai direct, vreau să spun că România este și trebuie să rămână țara tuturor celor care sunt români, care sunt ortodoxi, ca marea majoritate, dar și greco-catolici, romano-catolici, protestanți, neoprotestanți, toți cei care cred în valorile pe care religia le promovează și că nu trebuie să existe niciun fel de diferență, discriminare, din acest punct de vedere, Oradea fiind un exemplu de conviețuire și de dezvoltare. Așa încât, de câte ori am ocazia, am făcut-o și duminica trecută la Bistrița, când am fost la un important eveniment al Bisericii Greco-Catolice, de câte ori am ocazia, reliefez această capacitate a României în ansamblu, a Transilvaniei, în mod special, de a reuni împreună pe toți cei care sunt cetățeni români, indiferent de confesiunea lor, și de a-i face să fie uniți în scopul dezvoltării noastre ca societate.